acum singura formă de muncă nedeclarată era prima, muncă nedeclarată înseamnă muncă fără forme scrise și trebuie să vă spun, aceasta e și definiția de la nivelul Uniunii Europene. Celelalte elemente sunt creația legiuitorului român. A doua ipoteză era și până acum contravenție, să nu înregistrez în revisal, dar acum a devenit muncă la negru. Deci gândiți-vă, e vorba despre o persoană care are contract de muncă scris. Dar faptul că nu l-am înregistrat în revisal este definit ca muncă la negru. Straniu și oarecum unic. Ce? La ce am... E mai controversată problema puțin, este vorba iarăși de un abuz al angajatorilor care a dus la această soluție. Era vorba despre nenumăratele situații în care salariatul era trimis în concediu fără plată sau chiar prin convenție un concediu fără plată, după care continua să lucreze. S-a întâmplat la nivel de fenomen această chestiune. Salariați care sunt în concediu de fără plată, dar care continuă să lucreze. E, în aceste circumstanțe, angajatorul era, în cazul unui control din partea Inspecției Muncii, era sancționat, dar nu era limpede dacă sancțiunea ar fi putut sau nu să fie aplicată potrivit textului sancționatoriu de la munca nedeclarată. Astfel încât în 2016, în alta curte, a venit și a spus, da, și dacă contractul e suspendat, este ca și când n-aș fi avut contract deloc. Probabil că știți, în cazul RIL-urilor, potrivit codului de procedură civilă, în alta curte se adresează membrilor comunității academice și formulăm puncte de vedere. În cazul acesta, cu majoritatea RIL-urilor, am formulat și eu puncte de vedere și aici, punctul meu de vedere a fost în același sens. Deci în sensul că, chiar dacă contractul e suspendat, ar trebui să fie muncă la negru. Există contract, dar contractul e suspendat și salariatul totuși muncește, e o problemă. Și ar trebui să fie muncă la negru. Această opțiune a fost reținută de înalta curte și mai departe, iată, preluată de legiuitor. Deci nu e ceva total nou. Că deja exista decizia aceasta în RIL. Iar a patra ipoteză vizează situațiile în care salariatul angajat cu fracțiune de normă este prins de inspectorul de muncă că lucrează după ce s-a terminat programul. El este angajat de la 8 la 12, vine inspectorul de muncă la ora 4 și îl găsește lucrând. Iarăși un abuz a stat la baza acestei chestiuni, un abuz care la rândul lui a avut o motivație în creșterea artificială sau exagerată a salariului minim. Pentru că în momentul în care salariul minim a ajuns la 1450 de lei, foarte multe companii nu și-au putut permite să-l mai plătească. Și atunci ce au făcut? Au redus ziua de lucru la 6 ore. Și au zis, toată lumea lucrează 6 ore, vă plătesc salariul de până acum, dar de fapt lucrați 8 ore. Inspecția Muncii a reacționat în fața acestei situații, care e clar o nelegalitate, a aplicat o grămadă de sancțiuni și a venit și cu această propunere care a fost preluată de către legiuitor, cum că munca după finele programului fracțiunii respective reprezintă muncă la negru. Și mai am o grămadă de lucruri, dar pe care nu mai am timp să vi le povestesc.